Am ajuns cu bine în cea de-a doua oră a emisiunii noastre, 24 februarie, sărbătoare mare pentru toți românii. Așa este, sărbătorim cumva iubirea, dragobetele, da, cu toate că ziceam noi că nu e nevoie de o zi anume ca da. Să sărbătorim. Păi, dar poate cineva astăzi de... își va găsi a doua jumătate. Sau, da, da, conform tradiției, conform că tradiție. Dragobetele sărută fetele și... Da, astăzi totuși se împlinește și un an de la agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei și cu toții ne rugăm pentru pace. Așa este. Hai să vedem acum ce se întâmplă la celelalte patru zodii, da? Care pentru așteaptă, că așteaptă. Probabil. Noi avem trei blocuri. Primul bloc deja a fost dat gata. Acum să vedem ce se aude la al doilea bloc. Așa este. Următorii pe listă sunt cei din zodia Leu. Ei bine, este o zi în care este important să-ți rezolvi treburile administrative. În cursul zilei vei primi un cadou simbolic de la o persoană total neașteptată și chiar dacă nu este de la cine ai fi vrut tu cadou, este esențial să-i arăți aprecierea ta. Așa e frumos. Dar este plăcut, măi, când primești un cadou. Chiar dacă nu-ți place, chiar dacă nu-ți place persoana. Dar e plăcut. Fecioară, în familie apar niște certuri din cauza unor probleme mai vechi. Deși te simți debusolat, ai încredere în prietenii tăi, deoarece îți vor oferi sfaturi prețioase. Nu uita să îi arăți persoanei iubite cât de mult o apreciezi. Asta... Prin? Nu știu, complimente, gesturi. Îi zici așa un loc de bună ziua să fie. Cu un zâmbet, pur și pentru simplu. Pentru mine, tu știi că este complicat ce lucru ăsta. Da, 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 adevărat. Balanță, cheltuielile din luna aceasta îți cauzează un mare stres. Evită să mai împrumuți bani, deoarece prietenii își vor forma o impresie greșită despre tine. Cu toate acestea, surprindeți partenerul de viață cu un cadou, fiindcă te va aprecia extrem de mult. E clar că avem motive. Scorpion, o discuție aprinsă de la locul de muncă te face să fii aerian toată ziua. Dacă ai un drum lung de făcut astăzi, fii extrem de concentrat la drum. Da. Spre seară este posibil să simți niște dureri de oase, însă se vor diminua dacă te relaxezi, dar nu mult, puțin, așa. Îmi plac prezicerile astea, zicem că sunt și medici, astrologi și nutriționiști. Stelele știu și despre oase și despre tot ce se întâmplă în organismul nostru. S-ar putea să aveți o... Da. S-ar putea, depinde. Așa este, este îmbucurător în orice caz atunci când tânăra generație, și aici ne referim și la noi, nu? Adică nu că noi am fi foarte departe de tânăra generație. Tu vrei să confirm cumva, dacă vedem, da, nu? Da, sigur. Lângă clicurile constante și atracția pentru ecrane, da, mai mici și mai mari, cumva este preocupată și de cunoașterea adevărului istoric și a personalităților valoroase. Așa este, în acest context, vă spunem că 201 elevi de gimnaziu și de liceu de pe teritoriul istoric al României au participat la concursul național Dacă aș putea să ajung la Sighet, organizat la inițiativa și sub egida Asociației de Dezvoltare pentru România și a Fundației Iuliu Maniu Ion Mihalache. Detalii aflăm chiar de la președintele Comitetului de organizare, doamna Iuliana Gorea Costin, președintă de onoare al Asociației de Dezvoltare pentru România. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, bine v-am regăsit. În contextul horoscopului aș vrea să adaug că stelele dispun, dar nu impun. Da. Deci așa. Mai avem și noi posibilitatea de manevră în acest context. Și pentru că suntem într-o zi de dragobete, folosesc acest prilej pentru a ura tuturor dragoste de viață, de pace, de oameni. Vă mulțumim! În ceea ce privește concursul, vă mulțumesc pentru această posibilitate, pentru că națiunea română, de o parte și de alta a Prutului, a avut foarte mult de suferit în perioada regimului sovietic. Intelectualitatea, în mod special, pentru că națiunea română a fost decapitată de intelectualitate atât aici, în Moldova de Răsărit, cât și în România. Concursul despre care ați amintit, pe lângă închisoarea de la Sighet, unde mulți din sfinții închisorilor în acel sanctuar, de fapt, s-au găsit și sfârșitul și au devenit martiri ai neamului românesc, continuă să ne atragă și, într-un fel, ne conduce pașii spre aceste zone, pentru că memoria înseamnă, în primul rând, un act de justiție. În acest context ne-am propus să organizăm acest concurs, Dacă aș putea să ajung la Sighet, pentru că Sighetul, iată, e acolo unde se spune că se pune harta în cui, deci în acea zonă mai îndepărtată și de București, și deseori când mă întrebam, am înțeles că și m-am convins de acest lucru. Pentru a ajunge la Sighet ai nevoie de mai mult timp decât de a ajunge la București, de la București la Chișinău, dar acest lucru nu ne convinge de faptul că țara noastră încă merită a fi descoperită, și eu și eu personal. La acest concurs mă bucur că au participat peste 200 de tineri,
tineri, generație tânără, și foarte mulți dintre ei din Republica Moldova. Am văzut că sunt și din Dondușeni, și din Edineț, și din Chișinău, din multe localități. Exact, din Bender, din Ungheni, din... Și din Chișinău. Din Chișinău foarte mulți, și vreau să vă zic că m-a bucurat faptul că alături de acești tineri am simțit prezența profesorilor lor, cu siguranță pentru că acest concurs a fost unul neobișnuit, nu organizat de școli, ci unul, un concurs național la care au fost chemați copiii pentru a studia de sine stătător, de fapt, din istorie, pentru că în acest an se împlinesc și 150 de ani de la nașterea lui Iuliu Maniu și 70 de ani de la moartea lui Iuliu Maniu, un mare lider, un om politic, o mare personalitate. Iată, mulți din București acum solicită proclamarea acestui an drept anul Iuliu Maniu, alături de anul Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu. Am avut dintotdeauna mari personalități la care am putut să ne aliniem, iar participanții au dat dovadă de o cunoaștere profundă atât a istoriei, cât și a modelelor de viață a acestor conștiințe înălțate, am putea să le spunem, pentru că asta a însemnat regimul sovietic. În închisoarea de la Sighet au fost trimiși intelectuali de rasă, intelectuali de bază, modele de conștiință, pe lângă oameni politici, preoți, mulți intelectuali. Este înfiorător tot ce am reușit să simt acolo, iar cei care n-au avut posibilitatea și au participat la acest concurs, indirect, totuși au reușit să pătrundă în ceea ce a însemnat această tragedie umană. Știm că laureații au avut și posibilitatea de a merge propriu-zis acolo, nu? Adică laureații primilor trei locuri, da, au avut posibilitatea, le-am asigurat posibilitatea de a participa la acest acte comemorative care au avut loc la Sighet pe 5 februarie. A venit cel cu locul 1, Geo Velnicer din Suceava. Locul 2 l-a luat un tânăr din Iași, Victor Hendriș. Și locul 3, mă bucur să o anunț, pe Mădălina Țugulea din Ungheni. Cam așa arată premiile, premiile pentru cu ștampilă, cu semnături, cu toate. Și vreau să mai anunț un act bucurător, pentru că la susținerea financiară a acestor premii au participat mai multe entități. Pe lângă Asociația de Dezvoltare pentru România, pe care o conduc, Fundația Iuliu Maniu și Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache, renăscut, iată, care își propune introducerea în viață a celor valori pentru care s-a luptat și s-a murit. Sunt de asemenea destul de, să zic așa, impresionată de faptul că în afară de locul 3 s-au luat alte trei locuri speciale de tineri de asemenea din Republica Moldova. Premii speciale, cum ar veni, lucrările au fost foarte bune, încât jurizarea a hotărât să revadă și într-un fel să impulsioneze într-un fel această dorință a tinerilor de a cunoaște și de a se afirma, premiile bănești fiind destul de mari, deci locul 1 1000 de ron, ceea ce înseamnă 200 de euro, locul 2 700, deci 150 de euro, locul 3 100 de euro, locul special 300 de ron, iar mențiunile în jur de 200 de roni, ceea ce înseamnă 50 de euro. Toate aceste premii le-am adus la Chișinău. Sunt, după cum ați menționat deja, și vă mulțumesc, tineri din toate zonele Republicii Moldova, iată, și din Anenii noi avem, și de la Chișinău, dar cei mai mulți, din Edineț. Am anunțat în condițiile concursului despre acest lucru. Deci cred s-au văzut numele în lista. S-au văzut numele și în colaborare cu Fundația pentru Educație de la Chișinău urmează să fie contactați pentru ca să primească plicurile cu diplomele despre care am vorbit deja și banii, suportul financiar fiind unul consistent, dar
într-un fel bine meritat. Este o motivație extraordinară. Mi se pare foarte frumos că vorbim despre un lucru, o informare de sine stătătoare a acestor tineri și, în general, când vorbim și despre concurs, dar despre personalitatea lui Iuliu Maniu, suntem curioși să aflăm niște detalii inclusiv de pe partea umană, pentru că a avut merit extraordinar în Uniunea Transilvaniei cu România și, în general, a fost un adevărat patriot. Puțină lume știe că nu a avut, de fapt, o locuință la București, trăia pe la prieteni, pe la colegi și atunci... Din câte am înțeles, chiar cu unii colegi, în afară de aceasta, valorile pentru care pleda nu erau doar niște declarații, așa cum ni se mai întâmplă, ci era un mod de viață, un mod de a... un mod, de fapt, convingător pentru toți cei care l-au cunoscut, pentru că cuvântul și fapta era una. Pe de altă parte, Iuliu Maniu a avut un rol important în unirea de la 1 decembrie 1918. Am vizitat casa părintească de la Bădăcini, care m-a impresionat foarte mult, recent, într-un fel, restabilită cu eforturi extraordinare a unui preot al locului, căruia spune Cristian Borz, împreună cu familia sa. Am întâlnit acolo la Bădăcini un grup extraordinar de tineri veniți de la Oradea, care au compus și un imn consacrat lui Iuliu Maniu. Era foarte multă lume în acea sală de ședință de la Sighetul Marmației, unde în mare parte, deci nu mai ajungeau locuri, dar lumea stătea în picioare, pentru că acolo s-au rostit mai multe cuvântări, să-i zic așa, au fost mai multe mărturisiri și, în același timp, premiantul locul întâi a avut posibilitatea să-și citească eseul față de toți cei prezenți. Casa de la Bădăcini ne-a impresionat mult, pe mine personal am fost pentru prima dată, prin eleganța și prin suflul unei culturi profunde pe care am simțit-o în fiecare încăpere, inclusiv în cabinetul de lucru al lui Iuliu Maniu. Speranțele pe care le-a pus în tot ceea ce a însemnat activitatea dânsului, dar și a colegilor săi, gesturile pe care le-a făcut, toate îndreptate în folosul unității națiunii române, dar și viitorului ei, sigur că toate acestea conving și, în același timp, ne îndeamnă să aducem în față aceste personalități care rămân a fi modele și pentru oamenii politici de astăzi. Nu politicianismul ieftin, ci omul politic responsabil de țară și de națiunea sa. Autentic, pentru că după felul în care a și activat după unire, pentru că el zicea că euforia a trecut, dar acum ce facem pentru oameni, pentru vestul României? Mai mult lupta foarte mult pentru vestul României și multe din apelurile lui n-au fost auzite, din păcate, iar sfârșitul cu siguranță este unul tragic. Îmi permit să vă mărturisesc că în mare parte în sanctuarul de la Sighet, dar și în casa de la Bădăcini, cea mai adecvată stare, de fapt, era tăcerea, care ne ajuta într-un fel să intrăm în acea epocă, să încercăm să pătrundem în acel nivel de conștiință capabil de astfel de fapte și de astfel de ținută cu demnitate de care avem nevoie și astăzi și pe care, iată, cu eforturi comune, pentru că suntem trei entități care am organizat acest concurs, deci Fundația Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Asociația de Dezvoltare pentru România, dar și Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache, care în mare parte a venit cu suportul financiar. Deci s-au mobilizat înțelegând cât de important este să aducem în fața tinerii generații această parte importantă din istoria noastră, care ar putea servi drept un model de renaștere spirituală a întregii națiuni române. Noi vă mulțumim tare mult pentru ceea ce faceți și îi felicităm pe toți tinerii care au participat, de fapt. Și noi știm că ei n-au făcut-o pentru bani, au făcut-o anume pentru a avea loc această cercetare și de a păstra iată demnitatea despre care ați vorbit prin această mare personalitate istorică. Este adevărat, a fost un act de creație extraordinar, de cercetare, dar și de creație a tuturor celor care au participat la acest concurs. Aș vrea să le mulțumesc și lor, dar și părinților și
profesorilor, pentru că am simțit alături, având și eu experiență în acest domeniu, cât de mult a însemnat în urmările profesorilor, în mod special Cornel Prepeliță de la Ungheni, apoi din Iedineț, de asemenea din Chișinău. Deci oameni extraordinari care au avut o atitudine nu numai responsabilă, dar aș putea să spun că aproape sfântă, pentru că fiecare a venit cu ceva din atitudinea personală, din felonul lui moral, cum au interpretat, cum au văzut acele timpuri, acele gesturi, aceste exemple de moralitate de care avem nevoie în societatea noastră, pe parte și de alta prutul, apropo. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Și dumneavoastră, tot binele! Da, uite, asemenea exemple sunt frumoase, când tinerii sunt preocupați inclusiv de informații despre personalitățile cu adevărat valoroase, exact, și autentice. Exact. Iar noi acum o să mergem spre alte personalități, nu atât poate încadrate în sfera politică, așa, în sfera socială, dar în sfera de zi cu zi. Care ne inspiră, da, adică, care ne inspiră. Da, da. Următorii noștri eroi sunt căsătoriți de aproape 70 de ani. El are 91 de ani, iar ea 92. Da, soții Sicinski, că despre ei vorbim, din orașul Cricova, se cunosc încă din copilărie. Au stat într-o bancă la școală și au lucrat mulți ani profesori. Mai au grijă până acum unul de altul, se respectă și se iubesc. Ce i-a ajutat să aibă o relație frumoasă și cum au putut să-și mențină familia, a aflat colegul nostru, Alexandru Leacu. Hai să descoperim și noi. Dragostea e plină de pasiune până la o anumită vârstă, mai apoi se transformă în responsabilități, în grijă unul față de altul și, în genere, într-o viață împărțită la doi. Trebuie să stimezi și să iubești în fiecare zi, doar cu dânsa trăiești toată vremea. Asta nu înseamnă că toată ziua trebuie să-i aduci flori și mai știu eu ce. Stima și tot respect față de persoana dată. Asta e cel mai principal. Andrei Sicinski din orașul Cricova are 91 de ani, iar soția sa, 92, sunt împreună de aproape 70 de ani. Pe jos au venit la Cucurești. Vreo 30 de kilometri. Și mi-a propus căsătorie, deoarece fusesem colegi de clasă din același sat, n-am refuzat. Noi, între a 5-a, a 6-a, a 7-a, am învățat între aceeași școală, aproape între aceeași bancă am ședut. Și noi ne știam destul de bine unul pe altul. Ne-am dus la primărie, cel soviet, cum îi spune. Și i-a spus primarului cela, ia că așa și așa, fă documentele. Și ne-a făcut document, nici nanaș, n-am avut nică. Noi amândoi. Noi ne-am căsătorit și eu nu i-am făcut niciun cadou. Era vremuri grele de făcut cadouri. Chiar dacă nu le-a fost întotdeauna ușor, au știut să se asculte unul pe altul și să cedeze când a fost cazul. Eu ei, ei mie, am greșit, m-a îndrumat, o greșit, am îndrumat și mergem înainte. Punguța cu bani la dânsul era, aveam încredere. Aducea, cumpăra tot așa cum trebuie. Ambii sunt foști profesori, ea de limbă și literatură, iar el de matematică și director de școală, însă mereu a fost o fire romantică, chiar și acum îi face doamnei declarații de dragoste. Anii trec și așa mereu vor trece, dar nimic nu este în zadar, fiecare clipă o petrecem. Ne-am ridicat dimineața și dacă e sărbătoare, bună dimineața, un sărut și hai la lucru. Poftiți o ceșcuță cu apă. Au doi copii, 3 nepoți și 3 strănepoți. Un fiu e stabilit în Statele Unite ale Americii, iar altul locuiește în Republica Moldova. Sunt mulțumiți că au putut să le ofere feciorilor tot de ce au avut nevoie și i-au educat cum se cuvine. Să fie cinstiți, să nu amăjească niciodată, dar să spună la adevărul. Pe cel mai mare l-am învățat limba și să facă fapte bune și să gândească
încotro merge el în viață. Când li se face dor, răsfoiesc albumele cu fotografii. Noi luăm și ne uităm, ne răsfoiem, iată, să zicem, iată, Liviu, cel mai mare așa e, la căsătorie, la dânsul, aici stă la nanaș, nu știu, la o nuntă, nu știu unde văd că... În fiecare zi își sună feciorul din America. Alexa, cal Liviu Scinski. Iar seara navighează pe internet și privesc noutățile la televizor. În caz de cutremur, pentru patru categorii, pentru elevi, pentru studenți, pentru cetățeni și pentru conducători. După o viață cu bune și mai puțin bune, au înțeles ce unește o familie. Ca să mă căsătoresc, eu trebuie să-mi analizez persoana aceea, să știu cu cine eu mă căsătoresc. Dar ei au făcut o întâlnire și mâine se duc la registratură și se registrează și gata, s-au căsătorit. Eu am analizat mulți ani până m-am căsătorit. Trebuie să respecte unul față de altul foarte bine, să nu amăjească unul pe altul cu nici cu o întrebare, dar să fie cinstiți unul față de altul, să se stimeze, să fie întotdeauna împreună, nu unul într-o parte, altul în altă parte. Iubirea există și rezistă la orice vârstă, iar cei care trăiesc dragostea o sărbătoresc în fiecare zi. Această poveste de dragoste. Și cu siguranță au avut și certuri, au avut și neînțelegeri, au trecut peste asta, nu? Da, cred că e important să știi într-o relație cine cedează, cum se petrec lucrurile, știi? Da, adică... dar cine cedează? Tu, de fapt, în relație cedezi tu prima sau... Depinde, dacă am eu dreptate, nu cedez. Adică... Da, dacă ai dreptate. Dar bine, spune... pentru binele tuturor, chiar dacă se ai întâmplă. Dreptate, poți să cedezi. Se spune că cine e mai înțelept, acela cedează, dar nu poți să cedezi la infinit. Am înțeles. Bine. Totuși e nevoie și de o măsură, că dacă nu cedezi, dacă cedezi la infinit sau dacă nu cedezi la infinit, atunci... Bine, stai că m-am încurcat. Ok, hai, mergem. E complicată relația, e complicată. Propun să chemăm un psiholog să dezbată subiectul unde. Sau un călcit aici, toate. Până atunci facem o incursiune prin istorie, partea a doua a calendarului istoric, 24 februarie 1856 a fost înființată Facultatea de Drept din Iași. Domnul Moldovei Grigore Alexandru Ghica a acordat o atenție deosebită reorganizării învățământului la nivel mediu și superior. La Iași au fost inaugurate primele facultăți de drept și filosofie. Un rol important în organizarea învățământului în Moldova l-au avut învățații dascăli ardeleni. Facultatea de Drept din Iași și din Moldova a fost prima facultate din cadrul viitoarei Universității Alexandru Ioan Cuza. Simeon Bărnuțiu a ținut primele cursuri de istoria dreptului roman, drept natural, privat și public, logică și de psihologie. Tu ai studiat aici? Da, am studiat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Apropo, Facultatea de Drept de la Iași este una dintre cele mai puternice chiar din tot spațiul român. Da, și îmi place, am intrat și eu recent, vara trecută am filmat un videoclip și videoclipul s-a desfășurat aici împreună cu Maia Morgenstern. În biblioteca. Biblioteca de sus, cea mai veche. Videoclipul în care, deci, Paula Selig. Da, exact. Da, și s-au ținut aici filmările, nu știu, am rămas impresionat de tot, se simte istorie în pereții universității. Mergem mai departe, avem un mare om de cultură care s-a născut în această dată, în 1939. Este vorba de Richard Oșanițchi, compozitor, aranjor, pianist și dirijor, unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni de jazz ai României. A fost student al clasei de compoziție condusă de Mihail Jora la Conservatorul din București. S-a afirmat începând cu 1959 în domeniul jazzului, impresionând muzicienii și publicul prin talentul său, ingeniozitatea improvizațiilor și tehnica pianistică desăvârșită. A creat sute de aranjamente și orchestrații pentru radio, televiziune, pentru spectacole de teatru, muzică originală compusă pentru filme de animație și filme artistice, sute de recitaluri și concerte de jazz în România, Germania și alte țări. Reprezintă o activitate uimitor de diversă, densă și valoroasă, concentrată pe durata numai două decenii, din 1959 până în 1979. Da. Dacă tot am vorbit noi mai devreme despre telefoane, despre gadgeturi și tehnologii... Că e telefonul, da. Care sărbătorim un telefon, scriem mesaje de dragovete, știi, cu emoji. Vă zicem că o altă mare personalitate s-a născut în anul 1955. Este vorba de Steve Jobs, cofondatorul unei mari companii, dintre cele mai mari producătoare de tehnologie din lume. Așa este. Steve Jobs a fost cunoscut pentru abilitățile sale de inovație și design, fiind considerat un pionier al industriei de calculatoare personale și dispozitive mobile. În 1985,
1985, Jobs a fost concediat din propria companie, dar a revenit în 1997, când aceasta era pe cale să se prăbușească, reușind să o transforme într-o marcă iconică. Jobs a fost recunoscut pentru modul său unic de a face afaceri, care a inclus atât o abordare creativă, cât și o atenție la detalii. Totodată, el a fost un orator carismatic și a susținut discursuri memorabile, printre care celebrul său discurs de la Universitatea Stanford din 2005. Așa este, unul dintre citatele sale spune așa: pentru mine nu contează dacă sunt cel mai bogat om din cimitir, pentru că ceea ce contează cu adevărat pentru mine este să mă duc seara la culcare spunând că am făcut ceva superb. Am încheiat citatul. Da, da, da. El zicea că fiecare zi este o oportunitate și trebuie folosită această oportunitate. Era foarte sever. Dacă putea fi în compania lui... N-ai văzut filmul cu Ashton Kutcher? N-am văzut filmul. Mai, da, e un film, primul film biografic despre Steve Jobs, și era acolo scenă care îl caracterizează foarte bine pe Jobs, când l-a alungat pe unul dintre cei mai buni programatori, pentru că nu împărțea filosofia companiei. Păi de asta, exact. Și ăla, exact. Tu pe mine mă concediezi? Da, te concediezi, chiar acum, în clipa asta. Da. Cum, tu nu poți? Ba da, pot, o să te concediezi. Cu toate că era talentat, cu toate că avea posibilități infinite. Da, nu, dacă nu împărțea cumva filosofia companiei, era dat afară, chiar dacă era un bun specialist. Cu siguranță, Steve Jobs a fost un mare vizionar și dezvoltarea tehnologiei a cunoscut o altă întorsătură. Știi că aveau niște contradicții cu Wozniak din cauza faptului că acel calculator personal, și Wozniak voia să primească un fel de aprobare din partea lui, zic că noi suntem creatori, nu numai tu. Și el zice, era o scenă într-un film, era într-o sală de teatru. Și zic, uite, eu sunt aici pe locul dirijorului, iar voi sunteți, dar tu ești vioara numărul 1. Deci eu sunt dirijorul și respectiv eu am dirijat cumva cu tot ce s-a întâmplat în compania noastră. Doamne, câtă filosofie! Bine, el a fost în India, a fost în India, și după ce a fost în India, cumva i s-a schimbat tot ce ține, și a spus el, dacă vrei să vezi de ce are nevoie omul, du-te în India și să vezi. Noi nu cred că o să ajungem în India foarte degrabă, pentru că avem de muncit. Da, pentru că vrei la Paris, pentru că vrei în Portugalia, știi? Da, știm foarte bine, dar oricum ne putem inspira de la anumiți tineri, copilași, dar hai să le spunem tineri, care reușesc foarte mult atunci când își propun. Da, pentru că știm eu o chestie, că deseori copiii merg pe aceeași cale ca și părinților, da, așa? Mai ales dacă le-au moștenit talentul. Și valabil atât în artă, cât și, de exemplu, în profesii precum medicina, că acolo, dacă e mama, atunci cu siguranță și fiica o să fie medic. Nu chiar cu siguranță. De cele mai multe ori... fiice și fii rebeli, da, care zic, nu, o să mă ocup de pian sau mai de vioară. Mai sunt și excepții, corect. Totuși, copiii când mai cresc, deja pot să aleagă singur cei ce vor să facă. Și noi, din următorul reportaj, vom afla ce pasiuni mai are Amelia Uzun, în afară de muzică. Amelia Uzun suntem obișnuiți să o vedem în ținute spectaculoase, cântând pe scene mari alături de părinții ei, Valentin Uzun și Ana Cernicova. Astăzi vă propun să o cunoaștem altfel, și anume în formă sportivă la un antrenament de karate. Când și-a descoperit pasiunea pentru acest gen de sport, dar și de ce îi place să-l practice, o să aflăm chiar de la ea. Dar și vom discuta despre viitorul ei în lumea muzicii. Uite, Amelia, deși ești în formă sportiv, eu nu o să ezit să te întreb despre muzică, da? Mama ta ne spunea nou că tu, de fapt, nu vrei să calci pe urmele ei și să mergi în cariera muzicală, dar tu ce ne spui? Ar fi bine dintr-o parte, dar din alta nu tare mi-ar place. Nu știu, sunt bună în mai multe lucruri și de aceea vreau să le încerc pe toate. Uite, tu cânti foarte des, da, cu mama și cu tata, pe toate scenele, la multe concerte. Nu este obositor pentru tine? Cum reușești? Nu e obositor. Chiar îmi place un picuț. Dar iar să ne spui, care a fost cea mai frumoasă experiență ta? Când aveam 6 ani, la concertul lui tatăl meu, în 2016, de mult. Și acum să trecem la scopul nostru propriu zis, da? Noi am venit să te admirăm la un antrenament de karate. Și vreau să ne spui, de fapt, de cât timp ai început să practici acest sport? De un an și jumate. Și cum ai descoperit pasiunea pentru el? Am privit un film, Karate Kid, și m-a pasionat filmul și m-am gândit, de ce nu? Dar cum ți-a părut acest sport la primul antrenament?
interesant, cu mișcări frumoase și dădea o plăcere. Dar de fapt ce înveți la primele lecții de karate? Rezistența mai mult. Dar de când ești în acest sport, ai reușit să participi la ceva competiții? Da, deja la două. Primul vară și al doilea nu de mult. Sunt cam sensibilă și un pic m-am emoționat, dar asta a fost o experiență bună. Am reușit să primesc o diplomă. Vrei să ajungi cumva la nivel de campionate, să fii campioană? Mm-mm. De ce? Da, nu știu, n-am nicăieri. Vreau să mă învăț doar ca să mă apăr acolo niște mișcări frumoase. Iată cum arată o zi din viața ta atunci când ai și pian și muzică și repetiție pentru concert și karate. Încărcate. După școală mă duc la pian și după pian deja la karate. Cum este perioada asta, da, de adolescență, să spunem așa? Cum te împaci cu părinții tăi? Bine, mă împac. Suntem ca besties. Amelia este ambițioasă și are un mare potențial. Se străduie foarte mult, din câte văd, foarte îi place. Nu îi place să facă, adică să lovească, să facă durerea altcuiva. Asta e o calitate a ei. Și mult îi place proba de kata, unde nu are, adică are un partener imaginar, unde noi facem kata, luptăm cu un inamic imaginar și acolo e mai bună. După un an de antrenamente, am participat la campionatul Republicii Moldova de karate, unde Amelia s-a prezentat destul de bine. Deja are un plan, să spunem așa, ca la viitor campionat, cel puțin locul 3 să-l ocupe. Deși are cerințe mari la antrenamente, pentru a învăța pe elevi punctualitatea și disciplina, Vladislav Buliga ascultă piesele Ameliei și place mult vocea copilei. Da, a încercat să cânte, însă i-am spus că, uite, hai cântăm după antrenament, că antrenamentul e ceva, e altceva. Dar în afara antrenamentelor, ascultați piesele Ameliei? Da, desigur. Când am posibilitatea de a vedea, văd, Amelia, iată, eleva mea. Și cu asta mă mândresc. Îi urăm Ameliei spor în tot ce își dorește să facă. Un asemenea antrenament, chiar că de dimineață, poate fi o variantă foarte bună pentru muzică. A te trezi mai bine. Îți dai seama, muzică. Care muzică? Uite aici, karate. Nu, da, frumos. Da, altceva. Oricum că discutam despre somn și cu siguranță mulți dintre dumneavoastră o mai ștergeți așa un pic pe la ochișori acum că e dimineața pe 8:45. Da. Dar este foarte important ca somnul să fie la corespunzător pentru copii, pentru maturi. Ieri am aflat că 8 ore trebuie să dormim totuși, că eu stau undeva 6-7. Dar nici mai mult nu e bine, știi? Adică nici prea puțin, nici prea mult. Da, exact. Adică deci cumva în intervalul ăsta de 8 ore. Și cineva a spus că atunci când te trezești, te uiți în oglindă și dacă dormi așa cum e trebuie scris, îți vezi fața mea luminată. Nu știu. Într-o zi de luni să vedeți patetic cât de luminată este fața mea atunci când începe o. E chiar luminată. Azi dimineața a fost foarte luminată. Da. O zici ironic. Bun. Un somn odihnitor, în orice caz, la ore regulate, îi ajută pe cei mici să-și dezvolte atenția și puterea de concentrare, dar și cea de memorare. Exact. Betty Turculeț a discutat despre acest subiect cu un specialist, Daniela Camerzan. Mai multe detalii aflăm în reportajul ce urmează. Hai să aflăm. În timpul somnului, creierul și corpul copilului se dezvoltă. Necesarul de somn diferă în funcție de vârstă. De aceea, părinții trebuie să știe cât timp e potrivit să doarmă cei mici. Iar atunci când nu dorm suficient, e cazul să solicite ajutor. Un specialist în somnul copiilor ajută copilașii să aibă un somn calitativ, cu toate fazele somnului, nu doar unul superficial, să readucă odihna în
viața de zi cu zi a familiei, da? Ca mami să poată petrece timp calitativ a doua zi, dar nu să fie supraobosită și cu mai multe frustrări decât ar trebui. Daniela Camerzan a început să fie interesată de această temă atunci când primul său copil dormea mai rău. Am găsit câțiva specialiști de peste hotare la care am apelat și rezultatele au fost extraordinare. Da? Noi am început să avem foarte mult timp liber, copilul nostru a început să fie calm și să odihnit. Din acest motiv am decis că mi-e aproape sufletului această profesie și în general îmi place totul ce ține de copii, parenting, alimentație, somn, evident. Am decis să fac aceste studii și să ajut mai multe familii să înțeleagă ce înseamnă să savureze primul an de viață, cum unii spun că trece primul an și o să fie mai ușor. Și unii chiar se chinuie mult primul an. Încă se mai discută dacă cei mici e bine să doarmă împreună cu părinții sau separat. Eu aș recomanda totuși separat, deoarece este periculos pentru copilaș primul an de viață să este risc de asfixiere. Acesta este unicul motiv. Dar dacă se are grijă la siguranța copilului, chiar și dacă în pat cu maturul să fie doar mama alături, tate, din păcate, nu are loc acolo, ce tot nu este chiar ok. Copilul să aibă jumătatea lui de pat, să nu fie obiecte prin jur și dacă pe toți îi aranjează și toți dorm bine și sunt fericiți, atunci eu nu am obiecții. Mersul la culcare trebuie să fie o rutină relaxantă și plăcută. Copiii sunt foarte diferiți și se caută cheița asta la fiecare în parte, cu un regim potrivit, cu un ritual potrivit, cu cum petrece toată ziua. Dar, în general, sunt ritualurile, acțiuni în aceeași ordine și mereu făcute înainte de toate somnurile, condițiile de somn, întuneric, liniște sau sunete albe, copilul, starea copilului, dacă se simte rău, este greu să învețe ceva nou și, evident, scoaterea asocierilor cu somnul, implementarea dormitului independent. Ce greșeli fac părinții atunci când copiii au un somn neliniștit? Nu îndeplinesc necesitățile fiziologice ale copiilor, îi culcă la lumină. Condițiile de somn, ritualuri tot nu fac, regimul tot îl fac cum le este comod sau după anotimp, cum se a mai avut întrebări deseori că vine vara și cum să-l culc eu la 6. În ultimul timp ne putem informa inclusiv de pe rețelele sociale, unde găsim filmulețe utile cu recomandări pentru părinți și copii. Daniela Camerzan a reușit să ajute peste 300 de copii datorită seminarelor și trainingurilor pe care le realizează împreună cu părinții. Și spune că de fiecare dată se simte împlinită. O fac din dragoste și pentru fiecare copil retrăiesc. Cam și eu și știu cum e, că mai plâng, se mai revoltă ei, că se schimbă condițiile de somn. Și, dar sunt foarte mulți, mulți părinți îmi scriu că chiar din recomandările care le dau pur și simplu pe pagina au reușit să învețe adormitul independent și asta e tare super. Nu este ușor, dar prin muncă, prin efort, ajungem mereu unde ne dorim. Nu am avut copii de care părinții se țin de plan și să nu doarmă. Pur și simplu trebuie de avut răbdare, să dăm timp copiilor și să nu ducem copilul în supraoboseală care deja este foarte greu de scos și care încurcă la absolut tot. Și nu uităm, copiii care plâng mereu nu sunt copii răsfățați, alentați sau needucați, cum mulți spun din păcate, sunt copiii epuizați mai mult.
Despre somn am vorbit și știu. Acum eu... despre ce facem noi ca să ne trezim. Ca să ne trezim, ca să scăpăm de somn. Eu știu că tu ești consum cafea, de fapt. Da, nu sunt mare amator, adică pur și simplu consum. Așa, în limită. Tu știi, am aflat azi dimineață că cei care consumă cafea, care sunt dependenți de cafea, de fapt sunt neîncrezuți în forțele proprii. Nu știu cine o fi făcut topul ăsta, dar eu mă gândeam oare ce ingrediente am putea să mai adăugăm în cafeaua de dimineață. Îți spun eu. Mm. Un celebru lanț de cafenele americane a lansat în Italia cafeaua cu ulei de măsline. Uite așa, noul sortiment de cafea conține un extract de ulei extra virgin italienesc, iar americanii se gândesc să răspândească ideea și în lanțul de cafenele din Marea Britanie, Japonia sau chiar în Orientul Mijlociu. Da, americanii spun că ideea pentru această cafea, care poate părea exotică, le-a venit din obiceiul italienilor de a consuma în fiecare zi o linguriță de ulei de măsline. Uite așa, nu m-am gândit niciodată că ar fi asta opțiunea. Eu mai știu oameni care adaugă alte chestii în cafea, știi? Ce? Nu, un pic de... Chestii? Da? Cum ai spus, chestii mi se pare ceva neobișnuit. Ia zi. Ce mai adaug? La ce mă refer. Caramel, nu... da, sirop. Ciocolată, nu știu și ce. Și asta e ceva neobișnuit? Poate. Zic, știi mai multe, știi mai multe. O descos în pauză și vă spun. Bun, luăm o pauză să înțeleg, da? Da, și revenim în ora 3.